Administrația locală a municipiului Orăștie lucrează intens la implementarea proiectului de modernizare a infrastructurii în Orăștie, proiect finanțat prin Programul Național de Investiții Angel Salini, în valoare de aproape 9,5 milioane de lei. Pe lângă o infrastructură modernă și durabilă, orăștienii vor avea parte pentru relaxare și de o pistă de biciclete, cu o lungime de peste 4 kilometri. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în urmă cu câteva zile. Proiectul de modernizare a infrastructurii în Orăștie, finanțat cu aproape 9,5 milioane de lei prin programul Angel Salini, este în plină desfășurare. Străzile și aspectul imobilelor se transformă astfel încât zone care până acum nu prea făceau cinste localnicilor au căpătat o față mult mai plăcută, curată, dar și modernă. În paralel, la 1 martie, primarul municipiului Orăștie a dat ordinul de începere a unui nou proiect ce va transforma Orăștie într-un loc mai prietenos cu mediul și mai plăcut pentru orăștieni. Este vorba de o pistă de biciclete de 4,41 km, investiție de aproape 6,2 milioane de lei, finanțare nerambursabilă acordată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Aceste proiecte care Primăria Municipiului Orăștie le-a câștigat și pentru care am ajuns în momentul de față la faza de execuție lucrări, este vorba de pista de biciclete. Sunt două tronsoane și două loturi pe care Primăria Municipiului Orăștie le-a câștigat cu o finanțare din fondurile europene. În momentul de față am început lucrările la primul lot. Am început din zona gării și sperăm să venim încet, încet către zona centrală. Este un proiect mai amplu de amenajare a unei zone și a unui cartier din municipiul Orăștie. Acolo avem câștigat un proiect pe Angel Salini, pe Planul Național de Dezvoltare Locală și se continuă cumva cu această pistă de biciclete. Toată zona din interior, alei iluminat, canalizare, apă pluvială, toate sunt realizate pe acest proiect câștigat tot de Primăria Municipiului Orăștie. Sigur, sunt și cheltuieli neeligibile la care noi am alocat sume de la bugetul local și continuăm cu această pistă de biciclete care face legătura între acea zonă industrială de la periferia municipiului și zona centrală. Această pistă de biciclete va face Orăștia mai prietenoasă cu mediul, mai activă și mai sigură pentru toți locuitorii, iar cu toții pot contribui în continuare la transformarea Orăștiei într-un oraș și mai atractiv, spune primarul. Cred că am dovedit până acum foarte multe lucruri, că suntem capabili, putem face lucruri bune pentru comunitatea noastră și putem merge împreună mai departe pentru a ne-a realizat tot ceea ce ne-am propus prin aceste strategii de dezvoltare a comunităților locale.